După 15 minute de discuții între sindicaliști și conducerea Holcim, protestatarii au aflat direct de la sursă care este calendarul plăților salariilor restante. Soluția propusă pe 15 aprilie să obțineți varianta 2 propusă de noi. Din punctul dumneavoastră de vedere. Haideți. Varianta domnului ministru, acum am vorbit cu dânsul și a spus cum vreți să luați mai puțin bani sau mai mulți bani. Interesul nostru ca să putem continua să începem să mărim capacitatea de producție este ca să obținem bani cât mai mulți din surse externă, Holcim, și nu din surse proprii. Lichidarea lunii decembrie și martie îi veți primi până pe 15 aprilie. Vă mulțumesc. Nu promisiuni, așa cum s-a discutat și la domnul ministru luni în București. Luna aprilie toată o veți primi tot din surse externe Holcim, de la AJUFM, în mai imediat cum putem să accesăm acest fond. Lichidarea lunii, cei 55% din februarie. Îi veți primi, astăzi nu avem două. În mai, imediat cum se depune cererea la AJUFM, pentru că actele, așa cum au fost semnate pentru martie și decembrie, ele sunt, au toate datele dumneavoastră, se procesează urgent și în mai, să spunem, imediat după vacanța de Paște, vom fi alimentați cu această sumă ca să primiți aprilie. Domnilor, vreți să primiți mai mulți bani sau să primiți mai puțin bani? Vreau să sintetizez, să observați că domnul administrator special s-a eschivat. În sensul că s-a spus că lichidarea pe decembrie și toată luna martie pe 15 aprilie. De ce s-a eschivat? De avansul pe ianuarie nu amintesc absolut nimic. Încă o dată. V-a spus că pe luna aprilie dau banii, dar nu v-a spus și ne-a spus nouă faptul că diferența la lichidare de 55% pe februarie o dăm 30 aprilie! Marți dimineață, 500 de muncitori de la Holcim vor pleca spre București pentru a participa alături de 500 de muncitori de la Arpechim la un meeting de protest în fața Guvernului României.